Ieru este un stilist de top de la noi din țară și vine ca să ne vorbească despre tendințele în ceea ce ține părul, preza și culorile din această primăvară. Abia aștept să-l întâlnesc pe Andrei. Bună seara! Salut, Gloria! Mă bucur să te revăd! Și eu mă bucur că ești frumoasă, arăți foarte bine! Mulțumesc! La mulți ani, în primul rând, pentru că am aflat noi că astăzi este ziua ta! Mersi foarte mult și le mulțumesc tuturor celor care m-au felicitat, în primul rând, mamei mele! Promit să-ți cânt la mulți ani, da. În pauză! Și foarte frumos că ți-ai lăsat oaspeții acasă și ai venit astăzi la noi să ne povestești despre tendințele din acest sezon. Da. S-a schimbat ceva? Mă simt foarte bine în această profesie și la fel cum respect prietenii și rudele, la fel respect și profesia și oamenii care așteaptă să cunoască ceva nou în domeniul frumuseții. Desigur că s-au schimbat multe, s-au schimbat și anii, ne-am schimbat și noi și s-au schimbat și tendințele. Oricum s-au păstrat multe nuanțe din anul trecut, din 2015. În 2016, femeile tind să fie mai naturale, așa cum se vorbea și anul trecut. Dacă vorbim la capitolul de coafură, anul acesta putem să păstrăm cocul care îl păstram în anii precedenți, pentru că este o coafură clasică, o coafură elegantă. Și în ce ține de coafurile lejere, coafurile naturale, putem să purtăm buclele, putem să purtăm coafurile cu împletituri, cu noduri, un coc mare cu volum și coafurile cu bucle, ceea ce este foarte solicitat de miresele noastre. Îți vedem creațiile, da? Și vedem că s-a păstrat tendința de bucle, cum ai spus tu mai devreme, și volumul. Da. Deci este important ca da, este din casă și cu un accesoriu de genul acesta. Da, accesoriile sunt în vogă, mai ales coronițele din flori. La capitolul accesorii putem să lăsăm imaginația să fie așa mai dezvoltată, fiecare ce dorește. Dar în vogă sunt florile și micile detalii, accesorii care le preferăm noi. În fine, nu trebuie să exagerăm cu ele. Dacă vorbim de culoarea părului, ceea ce așteaptă foarte multe femei să audă, care culori totuși se poartă în acest an? În acest an noi purtăm mai mult culorile naturale sau cei care vor să experimenteze încearcă culorile de gri, sunt culorile de top, culorile de roz, culorile de albastru, culorile deci, de mov. Vrei să spui că putem să ne facem albastre și să ieșim în lume, că da, așa e la modă? Da, sunt culori în vogă, dar ca să înțeleagă toată lumea despre ce vorbim, de exemplu, fetele care iubesc culorile naturale poate să-și vopsească părul într-o nuanță de șaten, într-o nuanță de caramelă, lăsând rădăcinile naturale. Cele care nu vor să-și vopsească părul foarte des, cu câteva șuvițe de caramelă sau o parte a părului să fie din această nuanță, putem să apelăm la coloristica de ombre, balaiaj, putem să apelăm la culorile de mijloc, dintre granița de blond și de șaten, este o culoare de vogă acum. Și mai avem nuanțe de albastru, de roz, cum ziceai tu, doar putem să le folosim ca un accent nenatural, da, pe capetele părului blond. De exemplu, tu poți să-ți faci asemenea șuvițe, nu cu tot părul. Cu ușurință eu pot. Da. Andrei, deci mai motivat, eu sunt pro nuanțelor de acest gen. Deci am un motiv foarte puternic. A venit Andrei Cocieru și mi-a dat voie, domnul producător. Data viitoare apar albastră. Dar ca să ne păstrăm nu doar nuanțele frumoase, dar și calitatea părului, ce trebuie să facem? Că dacă îl vopsim prea des, se deteriorează și nu e bine. Corect. Cum ziceam mai la început, se poartă părul natural. Și ce înseamnă un păr natural, frumos, atunci când este strălucitor, atunci când este frumos? Atunci când folosim un șampon, folosim un balzam și folosim o mască și nu înlocuim acea mască pentru păr cu un balzam, pentru că au un efect total diferit. Folosim un șampon, o mască și apoi balzamul, clătindu-l foarte bine. Deja masca, o să fie greșit dacă am să dau un exemplu de produs, pentru că fiecare
client trebuie să-i se recomande produs în dependență de calitatea firului de păr. Cineva trebuie să-și mențină nuanța și trebuie să-și mențină și calitatea firului de păr. Aici avem nevoie de un tip de mască, dar cineva vrea să-și mențină doar părul hidratat sau părul să nu fie despicat sau sunt mai multe probleme care sunt aici, este o temă aparte. Dar trebuie să ascultați în primul rând specialistul vostru care vă deservește, pentru că el practic cunoaște istoria părului dumneavoastră și calitatea lui. Da, mai există acea modă pentru mirese ca să-și lase părul liber, da, desigur, în bătaia vântului? Desigur, anul acesta este tendința naturaleței. De exemplu, putem să facem o combinație de bucle cu un păr prins foarte ușor partea de sus. Putem să apelăm la un coc lejer cu câteva șuvițe lăsate în jos, ceva bucle, pentru că fetele iubesc buclele. De ce sunt în vogă coronițele din flori? Deoarece acea coroniță deja ne vorbește despre ceva natural, deja ne inspiră un stil și se combină foarte bine cu rochia de mireasă până la urmă. Dar nu trebuie să fie exagerat, trebuie să fie totul în normă. Tu lucrezi cu atâtea vedete, să-i spunem pe șleau, ele au oarecare secrete că le vedem mai des pe aceste femei cu părul perfect? Sau tu ești secretul? Da. Vedete, de fapt, sunt toate clientele mele, pentru că fiecare femeie se vede vedetă atunci când se vede frumoasă. Și atunci când eu, ca specialist sau alți specialiști care deservesc vedetele lor, trebuie să aibă grijă să-i anunțe la timp, că au nevoie de o procedură, au nevoie de un tuns a capetelor sau de vopsirea la timp sau vopseaua potrivită pentru firul de păr. Pentru că foarte multe femei încearcă să-și schimbă lucrul acasă, dar este foarte greu să avem un rezultat reușit. Nu tot timpul ne reușește. Vopsindu-ne blond acasă, nu obținem nuanța perfectă. De aceea este bine ca să ceară un sfat specialistului. Noi venim cu toate sfaturile care sunt nevoie. Mai bine noi să fim primii care știm, după care se poate de experimentat. Atunci femeile vor fi frumoase, atunci când își vor alege și o vestimentație potrivită și un stil de cofură în dependență de serviciu pe care îl au, la fel cum am vorbit acum ce spunea de producător de culori, de șuvițe, dacă se potrivește stilului tău, emisiunea tale, aceste șuvițe, dacă tu crezi că aceste șuvițe o să inspire încredere oamenilor care te vor privi, înseamnă că poți să ți le faci. Dacă tu crezi că nu te vei simți atât de sigură cu ele, înseamnă că nu mizezi pe această idee. Andrei, și pe final, moldovencele noastre sunt în pas cu moda la capitolul preză? Da, mă bucur foarte mult. Mă bucur că am venit la această emisiune cu un alt mesaj, că femeile noastre au grijă tot timpul să arate bine, să-și vopsească părul la timp, să-și-l tundă la timp, să-și facă o mască, cel puțin se interesează dacă nu face acest lucru. Îți mulțumesc tare, tare mult. Data viitoare să știi că vorbim exclusiv despre îngrijirea părului, pentru că mi-am schițat multe întrebări și te aștept data viitoare. Și petrecere frumoasă acasă alături de cei dragi. Mulțumesc foarte mult și mă bucur că arăți la fel de frumoasă, la fel de tânără și fetele au grijă să te coafeze frumos și natural și în tendință plus la toate. Mulțumesc. De fiecare dată le reamintesc.